dragi prieteni, și în căsuța noastră a mai sosit un invitat. Sebastian Comăneci a venit pe la noi să ne colinde și, bineînțeles, să ne spună dacă a fost cu mințel tot anul și ce își dorește de la Moș Crăciun. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu minte... Așa și așa pot spune. Cu minte sau cu minte? Cu minte și. Sau fără minte? Și. Am venit în această dimineață cu un colind în premieră. Nu am cântat niciodată colinde. O să vedeți despre ce e vorba. E un colind foarte frumos pe care îl dedic tuturor celor care mă cunosc. E un cadou muzical așa din partea mea pentru că anul acesta... Și ca să-l îmbunezi pe moșul, dacă n-ai fost chiar așa de cu minte, ce ai zis, mai, că fac un colind. Exact, și așa. Că poate trece pe la mine. Primesc daruri multe. Și așa, exact. I-ai scris lui Moș Crăciun? Ai o scrisoare pentru el? Pentru că a lui cutiuță poștală este chiar la noi, în platou. Toată lumea trebuie să-i scrie lui Moș Crăciun ce își dorește, pentru că Lavinia personal va avea o întâlnire cu Moș Crăciun și îi va citi toate scrisorile. Da, eu am crezut că anul acesta Moș nu va veni din cauza pandemiei. Nu-i adevărat, și nu i-am scris. Bine, am vorbit eu cu el. Toată treaba este să fi fost cu minte, atât. Cu minte. Dacă îndeplinești câteva condiții, Moșul vine. Dacă nu, se mai gândește. Și dacă îi și cântă un colind. Să facem rost de coli, să punem fetițele să scrie. Da, categoric, categoric. Deschide gazdă ușa, c-am venit a colinda. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Că de când umblai de afară, picioarele mi-înghețară. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Domnul să vă intre-n casă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Și să aveți viață frumoasă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Dăm drumul gazdă în casă și mă invită la masă. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Bagă multe lemne-n foc, să ciocnim, să dăm noroc. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Și să aveți viață frumoasă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Pune carafele pline, asta-i seara sfântă de Crăciun. Să bem vin și să cântăm, la mulți ani să ne urăm. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Și să aveți viață frumoasă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Să rămâneți sănătoși și să aveți copii frumoși, asta-i seara sfântă de Crăciun. Să
dea Domnul sănătate, la mulți ani să aveți de toate. Asta-i seara sfântă de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Și să aveți viață frumoasă, asta-i seara sfântă de Crăciun. Bravo! Sebastian Comăneci, îți mulțumim, dragul nostru. Sunt convinsă că Moș Crăciun a fost pe recepție și i-a plăcut și lui această colindă frumoasă. În premieră la noi, la Matinal și Populari, vrem să vă mulțumim tuturor pentru că în această dimineață ați venit, ne-ați cântat, ne-ați colindat și să aveți sărbători magice.